Postul Crăciunului, care a început pe 15 noiembrie și se întinde până în ajunul Crăciunului, adică 24 decembrie, este mai ușor de ținut decât postul Paștelui, pentru care mai multe dezlegări la pește, ulei și vin. Ca vechime, primele mențiuni legate de practicarea postului Crăciunului provin din secolele 4-5 de la fericitul Augustin și episcopul Leon cel Mare al Romei. Ca orice post, arată site-ul Episcopiei Giurgiului, în primul rând el trebuie să reprezinte o abținere de la lucrurile rele care ne îndepărtează de Dumnezeu și de oameni. Din punctul de vedere al alimentației, postul Crăciunului este mai ușor față de cel al Paștelui, având mai multe dezlegări la pește, ulei și vin. Este dezlegare la pește și preparate din pește, precum și la vin, un delem în toate zilele de sâmbătă și duminică, cuprinse în perioada 21 noiembrie 2016, 19 decembrie 2016 inclusiv. Zilele cu dezlegare sunt marcate de regulă în calendarul creștin ortodox, fie prin mențiunea dezlegare la pește, fie prin simbolul unui pește. În ultima zi a postului Crăciunului, 24 decembrie, numit ajunul Crăciunului, credincioșii îl așteaptă pe preot ca să le aducă vestea nașterii Mântuitorului, în modul acesta cinstind marea sărbătoare care are să vină.